Înainte să trecem la poveste, un quiz rapid. Cine a spus? Ferește-te de opotrivă de prietenia dușmanului și de dușmânia prietenului. A. Seneca, B. Nicolae Iorga sau C. Dalai Lama. Lăsați răspunsurile repede în comentarii, aveți 5 secunde. Dacă ați răspuns B, Nicolae Iorga, aveți dreptate. Și acum să trecem la poveste. Hai, salut, eu sunt Gigi. Băi frate, când eram eu în generală, prin anii 90, era sărăcie mare. Majoritatea copiilor purtau aceleași haine și încălțăminte până rămâneau mici sau se rupeau. Și dacă aveai un frate mai mare, era rar când vedeai haine noi. De obicei le purteai pe cele ale fratelui. De jucării nu mai vorbesc, trebuia să te descurci, frate. Mai făceai o undiță, o arbaletă, mai scoteai o piatră și așteptai un fraier să intre cu mașina în groapă, făceai bile de pământ, tunuri cu carbit, praștii, cornete cu ace în vârf, crăcane cu invizoace și multe altele. Important era să ai imaginație. Și ușor, ușor, an de an, situația se îmbunătățea treptat. Aveai haine noi de 2-3 ori pe an, fratele mai mic avea propriile lui haine, mai cădea și câte o bicicletă, un joc pe televizor acolo, o minge de fotbal, ce mai, era ceva de vis. Dar nu era la fel pentru toți, ca și acum, doar că puțin mai dus la extrem. Erau copiii care aveau bani într-o zi cât salariul lui tata pe lună. Și copiii care n-aveau bani un pix. Și, la fel ca majoritatea, ei erau undeva la mijloc. N-aveai nici prea multe, dar nici deloc. Dar erau și copii foarte săraci, veneau cu blugii rupți pe ei și găuri în Adidas. Știu că acum e la modă, dar atunci o haină ruptă era doar atât, o haină ruptă. Te-ar fi știut ei atunci. Și unul dintre acești copii era Kitzerman, cel mai bun prieten al meu. Ăsta nu mergea niciodată în excursii sau chestii de genul, iar eu de obicei îl luam pe Senciu cu mine. Și undeva prin clasa 6-a, mergeam într-o sâmbătă cu clasa la orășelul copiilor. Și cum Senciu nu a putut să vină, ce zic, hai mă să-l iau pe Kitzerman. Bă, ce faci sâmbătă mă, vii și tu? Nu, Gigi, vine vărul pe la mine. Hai mă, și tu, e mișto acolo, mă. Au și mașinuțe de alea electrice. Nu, Gigi, nu pot. Îl aștept pe ăsta, mă. Care vărzești, mă? Ăla din cartier? Nu, vine unul de la țară. Eu acum știam că minte. El, de fapt, n-avea bani. Dar era rușine să zică. Nici eu nu voiam să-l fac să se simtă prost. Uite, mă, cum facem. Te aștept în colț la mine sâmbătă. Dacă vrei, ne întâlnim acolo și mergem amândoi. Nu, cred, Gigi, se supără ăla pe mine, mă. Lasă-mă că-i trece. Fac eu cinste cu drumul și tot ce trebuie. A, nu, Gigi, nu-i problemă, că am de drum. Bine, mă, hai că ne descurcăm cu restul. Te aștept în colț dacă vrei să vii. Bine, Gigi, văd cum fac cu ăsta și vin. Acum nici eu nu aveam mulți bani pentru excursie, dar m-am gândit că ne dăm în mai puține chestii de alea pe acolo. Oricum, în trenuleț nu mă dădeam, mă duceam mai mult pentru mașinuțe, tras cu pușca, chestii de-astea. Se face sâmbătă, îl așteptam pe ăsta, apare și asul. Hai, Gigi, mergem? Ia-o înainte, asule. Hai, mă, de ce mai stai? Îl aștept pe Kitzer, mă. Nu vine ăla meștere, n-are bani, stai degeaba. Mai stau puțin, mă, iau înainte. La vreo 10 minute așa, eram gata să plec, apare și ăsta. Haide, mă, pierdem autobuzul cu tine. Ai rezolvat-o cu vărul? Salut, Gigi. Ce văr? Văr, tu de la țară, mă. N-ai zis că vine la tine? A, da, n-a mai venit. Eu știam că am mințit, dar am vrut să văd ce zice. Ajungem în stație la autobuz, mă aștepta oasul și căpățână. Hai, Gigi, ce dracu ai făcut, mă? Ho, mă, că nu pleacă fără mine. L-am așteptat pe ăsta. Tu de unde ai bani, mă? Ai ieșit sorta la produs? Nu, mă, ce ai, mă? Bă, căpățână, vrei să-ți o iei, mă? Vezi ce dracu vorbești, mă. Îi dau eu, mă, l-am rugat să vină cu mine. Prostii, Gigi, crezi că ăsta-ți dădea, mă? Lasă-mă că nici tu nu ești Einstein. Mai stăm noi pe acolo, așteptăm să ne strângem toți. La un moment dat dispare Kitzer, mai vreun sfert de oră. Unde ai fost, mă? Am crezut că ai plecat acasă. M-am plimbat puțin pe aici, Gigi. M-am întâlnit și cu o mătușă pe aici. Uite, mi-a dat 20 de lei. Ține-i la tine acolo. Mă, și gândeam, ce noroc pe ăsta. Dar era bine, nu strica. Am ajuns acolo, ne-am dat în mașinuțe, am tras cu pușca, ne-am mai luat o înghețată. Mulți din clasă s-au dat în roller coaster. Mie mi-era frică. M-am dat o singură dată când era mai mic. Jumate au dat la rație după. Eu am râs de ei. Totul bine și frumos. N-am avut noi bani să ne dăm în toate, ca restul, dar ne-am distrat acolo. Acum, la câteva săptămâni, eram de serviciu pe clasă cu asul. Stăteam cu el în bancă. Cu câteva luni înainte, mi-a cerut ăsta mătura, i-am aruncat-o și am înfipt-o direct în geam. A trebuit să plătim geamul și ca pedeapsă să facem de serviciu în fiecare vineri. Trebuia să rămânem după ore, să măturăm clasa, să facem curățenii. M-am înțeles cu asul să facem pe rând. O săptămână eu, o săptămână el. Pe mine m-a ajutat și Kitzerman, mătura el în locul meu. Făcea curat pe acolo, de multe ori eu nici nu mai stăteam. Hai mă că fac eu azi. Lasă, Gigi, măcar atât să fac și eu. Lasă-mă că mă descurc. Nu, Gigi, oricum mie îmi place. Du-te acasă la joacă. Băiat bun, vrea să mulțumesc că l-am luat cu mine. Și într-o lună la școală vine Diliu la mine. Bă, Gigi, ai găsit în banca mea vineri niște baterii, mă? Nu, Diliule, de ce, mă?
Le-am uitat în bancă, mă, știu că a rămas tu după ore. Bă, nu mai erau acolo. Apare și Menghină. Am uitat și eu acum o săptămână pe Naru Gigi, tot așa vineri. N-am mai găsit nimic. Și din vorbă în vorbă, încă 3-4, că le-a dispărut câte ceva. Ba, vinerea, ba, marțea, când aveam o oră de sport. Bă, Diliule, eu n-am luat nimic, mă. Caută-mă un ghiozdan dacă vrei. Am fost eu cu Kitzerman. A sunat fost. Caută ăștia la mine, la Kitzerman, caută și la Asu, nimic. Acum, toți ne gândeam la Naltu și Șoldi. Ăștia erau suspecții principali. Băi, Asule, cred că ăștia fură, mă. Au vrut să dea vina pe noi. Da, Gigi, sigur ei sunt. Dar l-o face, mă. Ia zi, te-ai gândit la ceva? Bă, mâine când plecăm la sport, lăsăm ceva pe bancă. Dacă nu le mai găsim, căutăm la ăștia în rucsace, îi dăm de gol. Zici și făcut, lasă ăsta o riglă și 2 lei. Las și eu un pix când ne întoarcem banca goală. Mă duc la Diliu. Bă, Diliule, ne-a dispărut niște lucruri, mă. Cred că Naltu și Șoldi le-au luat. Hai cu noi să vedem. Să vezi ce l-o dau după ureche. Mergem la ăștia, controlăm în bancă, în ghiozdane nimic. Bă, Diliule, ori le-au ascuns în altă parte, ori nu le-au luat ei, mă. Păi și cine să le ia, mă, Gigi? Dacă le ia femeile de serviciu, mă. Crezi tu, Asule? De ce nu, Gigi? Ce dracu să facă, mă, cu un pic și o riglă? L-o vinde, dracu știe, dar se poate și așa. Mai trec vreo 2-3 săptămâni, n-a mai dispărut nimic. Diliu mai lăsa periodic câte ceva pe acolo, dar le găsea cum le-a lăsat. Vine ora de sport și cum nu puteam să mă duc cu ceasul la mână, îl dau jos și las în bancă. Am uitat să-l bag în ghiozdan, să-l iau cu mine. Mă întorc, caut în bancă nimic, nu mai era ceasul. Bă, Asule, nu mai am ceasul, mă. Mi l-a furat cineva. Cine, Gigi, că am fost o zaură? Cred că în altul, mă, a fost primul în clasă, dar nu zice nimic să nu se sperie. L-am urmărit toată ziua, nimic suspect. După ore mă duc la el. Naltule, cât e ceasul, mă? 5, Gigi, de-abia s-a sunat. N-ai un ceas, mă, să știu exact. De unde, mă? N-am eu ceas, Gigi, parcă tu aveai. Da, mă, dar nu mai îl găsesc. Nu l-am scăpat pe la tine pe aici prin buzunar? Bă, Gigi, ce ai, mă? Fac eu de-astea, mă? Nu știu, mă, dar dacă s-a întâmplat, dă-mi-l înapoi. Nu zic nimic. Dar să nu mai scape mâna. Ești nebun, mă? Ia și caută-mă dacă vrei. N-am pus mâna pe nimic, ce drecu. Deși o știi ceva, mă? Nu, Gigi, a fost cu mine toată ziua. Bag mâna în foc pentru el. Cine știe pe unde le-a pierdut, mă? Acum, fără suspecții principali, n-aveam nicio pistă. Și furturile au continuat. Azi la unul un pix, mâine la altul un pachet de biscuiți, alții poate nici nu observau sau nu ziceau, dar era clar, era un host printre noi. Mai trece vreo săptămână așa, eu cu Kitzerman și Senciuc în curtea școlii. Apare și Frasu. Ăsta era cu un an mai mic ca Senciuc. Ce faci, mă? Unde te duci? Ăsta avea clasa în aripa cealaltă a școlii. Nu ne prea întâlneam de obicei. La tine venea în Gigi, v-am văzut pe aici. Ia uite ce ceas mi-a dat fratim, vezi ce marfă e? Nici n-a trebuit să mă uit, era ceasul meu, știam asta. Gigi, ăla nu e, mă? Pleacă-mă de aici, pleacă-mă, n-auzi? Ce-i, mă, te-ai prostit la cap? Pleacă-mă, pleacă-mă că avem treabă, hai du-te de aici. Gigi, ăla nu era, mă? Ba da, Senciuc, dar lasă, nu zice nimic. Ce ceas avea fractul, mă? De unde l-are? Nu, Gigi, nu știi că e prost, l-a cumpărat surme acum câteva zile. I-a zis eu așa că e de la mine. Aha, bine, mă. În momentul ăla aveam două gânduri. Să-l bat acolo până la zlat sau să-i zic să-mi dea ceasul înapoi și o lăsăm așa. Bă, că am semănat cu ceasul meu ăla. Care, Gigi? Nu e, mă. Vrei să mă bași pe mine acum? În momentul ăla am crezut că-l pocnesc, dar în locul ungerașului a apărut un drăcușor mai mare. Bine, mă, mi s-o fi părut mie. Mă duc în clasă, îl chem pe Diliu, am găsit hoțul Diliule, e Kitzerman, mă. De unde știi, mă? Știu eu sigur, mă. Controlează-l în ghiozdan când vine. Dar să nu-i zici că știi de la mine, mă. Bine, Gigi, să vezi și învinețesc ochii la fraier. Vine ăsta în clasă, Diliu, Menghină și încă vreo doi îl iau în primire. Ia zic Kitzerman, furmă? Nu, Diliule, ce ai, mă? Dă ghiozdanul încoa. Stai, mă, că e de la sora mea. De la sorta, uite bateriile mele. Și trage una în ochean. Ios Diliu, bă, Ios Diliu! Fur de la mine șobolane? L-au copărit ăștia bine, cred că l-au vindecat de boala asta. Și câteva săptămâni nu l-a mai băgat în seamă. Știa și el că eu le-am spus ăștia, dar ceasul nu l-a mai văzut. Am rămas prieten cu el, dar nu cum eram înainte, era mai mult colegi de clasă și atât. Dacă v-a plăcut povestea, nu uitați să dați un like, un comentariu și un share. Și subscribe dacă încă nu v-ați abonat. Apăsați și clopoțelul pentru notificări. Ce putem învăța din această poveste? Pe, nu fura, frate. Și singurul lucru mai rău decât asta e să fur de la prieteni. Până data viitoare, ne întâlnim când ne vedem. Hai pa!